7 beceți. Bine ați venit la casa Domnului, a venit să lăudăm împreună numele Domnului în această seară. Șapte peceți, o carte stă închisă în mâna Dumnezeului Sfânt, în mâna sa întinsă. Și un înger puternic din cerul striga, cine vrei să poată deschide? Dar nimeni din cerul, nici jos pe pământ, n-a fost vrednic să o poată lua. Nici îngeri din cerul înalt, nici sfinții care cântă, nici unul vrednic nu s-a găsit să ceară cartea sfântă. Dar deodată-n picioare apare un miel, ce păraj umilea și zdrobit. Cu ochii în lacrimi de dragoste plin, pentru noi a murit răstignit. Este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, slava neîncetat. Iisus a venit, lăsat la slava toată, și lume, pentru că ne-a iubit, ne-a căutat odată. Să ne spună că este un cer minunat și o veșnică viață în mărire. Și-a murit pe calvar să putem fi iertați, minunată ea sa mântuire. Ce-a fost junghia să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghia să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghia să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghia să primească slava, să primească slava, să primească slava neîncetat. Locaș, mi se topesc
puterea și slava, că bunătatea ta peste viața mea. Aștept în tăcere răspunsul tău, Doamne. Slăviți să fie Domnul! Te voi binecuvânta! Suntem adunați în această seară aici cu scopul acesta de a-L binecuvânta pe Dumnezeu. Și-aș vrea să ne unim cu psalmistul David din psalmul 34, care exact lucrul acesta îl spune și el. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Doamne, ajută-ne! Ca în orice vreme să îl binecuvântăm pe Dumnezeul nostru. Atunci când plouă sau ninge, când este vreme bună, când este soare, în toate să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, în toată vremea, te voi binecuvânta în toată vremea și lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea, slăvit să fie Dumnezeu. Să mi se laude sufletul în Domnul, nu în altceva, în Domnul, să ne lăudăm cu Domnul.
nu cu alte lucruri, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, slăviți să fie numele Lui. Ne îndeamnă David, după ce el laudă pe Dumnezeu, vrea să angreneze întreg poporul și spune: înălțați acum și voi, înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. David avea experiență cu Dumnezeu. A fost scăpat de mâna lui Abimelec. Imediat a făcut acest psalm și a spus: am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El, adică de Dumnezeu, și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați. N-au luat ce vă spune alții. Gustați fiecare, să gustăm, să vedem ce ne spune Domnul. Gustați să vedeți ce bun este Domnul. Take it on your own. Vezi cât Domnul este de bun. Și cu toți putem să spunem că Domnul este bun. Avem experiențe cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, Dumnezeu ne-a răspuns, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu este bun. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Slăvit să fie numele Domnului. Fraților, credința noastră să nu fie în cai noștri, în carle noastre, în banii noștri. Credința noastră să fie în Dumnezeu. Ferice de omul care se încrede în El. Haideți să intrăm într-o rugăciune. Avem seara aceasta o seară binecuvântată, o seară aglomerată, tineri în biserică care vor să cânte și au venit ca să laude pe Domnul, să ne unim cu toții, să lăudăm pe Domnul, să cerem ajutorul Domnului ca Domnul să binecuvinteze seara aceasta, să binecuvinteze tinerii care vor cânta, cei care vor predica și numele Domnului să fie onorat, slăvit și binecuvântat în vecii vecilor. Cu toții ne rugăm Domnului cerând sprijinul Lui în lucrare. Venim înaintea Ta, Tată, din ceruri și îți mulțumim pentru că prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Prin îndurarea Ta, Doamne, suntem în casa Ta în această seară. Vă rog, Doamne, ca Tu să binecuvintești fericirea noastră, Doamne. Vă rog, Doamne, ca Tu să binecuvintești în dreptul casă Tale, care s-a strâns la numele Tău. De bine cu Dumnezeu, te măresc, te faci și de bun numele Tău. Ascultă, la fel, Doamne, Tău. Ascultă, Doamne, la fel,
Rămânem pe picioare și lăudăm pe Domnul cu o cântare. Vreau să vă introduc că noi deja gustăm din convenția care va fi loc la Detroit luna viitoare. Tinerii aceștia sunt tineri care vor cânta acolo la convenție, vor conduce cântările în comun. Ei sunt aici în practică, Domnul să-i binecuvinteze, deci noi o să suntem familiari de acum cu ceea ce o fi la convenție. Domnul să-i binecuvinteze, sunt tineri din mai multe biserici, de la Pardii, de la noi, și mă rog ca Dumnezeu să se folosească de ei în seara aceasta și la convenția care va avea loc. Lăudăm pe Domnul cu o cântare. Neprihănirea
va fi. Chiar haina care voi luși. Slăvit să fie Domnul! Va veni ziua când vom luci în această haină a neprihănirii, pentru că Hristos este neprihănirea noastră. Doamne, adă ziua aceea mai curând. Acum vă rog să deschideți Sfintele Scripturi, așa cum eram îndemnați dimineață, este bine să venim cu Scripturile la biserică. Dacă tehnologia ne lasă în baltă, să avem întotdeauna Cuvântul Lui Dumnezeu cu noi. Amin? Să deschidem Sfintele Scripturi la Epistola Apostolului Petru, 1-a Epistolă, capitolul 1, pagina 1191 în Sfintele Scripturi. Voi da citire de la versetul 13 la versetul 16 inclusiv, cu toții să urmărim, să ascultăm cuvântul Domnului. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să intrăm din nou într-o rugăciune, cerând ca Dumnezeu să binecuvânteze acest cuvânt care s-a citit și cuvântul care va fi propovăduit, să lase inspirația Duhului Său cel Sfânt peste cei care vor predica și inimile noastre să fie deschise la cuvântul Domnului. Cu toții ne rugăm, cerând binecuvântarea Domnului peste cuvântul citit. Venim înaintea ta, Tată, îți mulțumim, Doamne, de cuvântul tău. Vă rugăm să ocupați locurile, rămâneți aici, mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. În timpul acesta aș dori ca copiii să se pregătească cu sora Reli, care au de prezentat un scurt program și ei. Și zic ca Domnul să-i binecuvinteze. Mulțumim tuturor celor care ați ales să veniți în seara aceasta să ne închinăm împreună. Domnul să primească lauda noastră. Ascultăm grupul de cântăreți, după care copiii, iar în urma lor se pregătește fanfara să laude pe Domnul, urmată de cor. As could be, Jesus.
example is you. World became flesh and the light shine among us. His glory revealed. Living He loved me. Dying He saved me. Buried He carried my sins far away. Day.
Domn al Măririi. Domn al Măririi.
să binecuvinteze copiii bisericii noastre, să creadă și a fost specific cântarea, Doamne, eu cred, cred, însă în Tine cred. Trebuie să fim specifici în ceea ce credem, să credem în Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Ascultăm, așa cum am amintit, fanfara, corul, iar în urma corului, din nou, tinerii bisericii noastre vor să laude pe Domnul cu o cântare, tinerii din biserică, Domnul să-i binecuvinteze. Thank you.
slăvit să fie Domnul! Am întrebat oare la câți ne vorbește cântarea aceasta în seara aceasta? Nu amâna, nu amâna. E poate ultima chemare. Credem că ziua de mâine poate este a noastră, poate suntem tineri, văd că plin balconul de tineri acolo în biserică. Aș vrea să ne întrebăm în seara aceasta dacă am răspuns chemării cerești. Poate ești mai în vârstă și n-ai răspuns. Poate e ultima chemare. Nu știi ziua de mâine a cui este, însă în seara aceasta ai toată oportunitatea să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu. Ai toată oportunitatea să pleci din locul acesta împăcat cu Dumnezeu. Te costă un da și o întoarcere din toată inima la Dumnezeu. Și mă rog ca cuvântul Domnului și cuvintele cântării să străpungă inimile tuturor ascultătorilor, tuturor tinerilor care încă nu au făcut legământ cu Dumnezeu, să se împace cu Dumnezeu până nu este prea târziu. Ascultăm tinerii bisericii care vor lăuda pe Domnul cu o altă cântare, după care Naomi cu un grup de fete de asemenea vor lăuda pe Domnul. În urma lor ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Fratele Valentin va predica cuvântul Domnului și m-a întrebat în ce limbă să vorbească. Românește, englezește, zic, nu m-am gândit, zic că sunt foarte mulți tineri, vorbește în limba noastră dulce engleză, amin? Domnul să primească toate limbile, românește, englezește, fraților, this is it. Suntem aici, trebuie să folosim toate oportunitățile ca să răspândim cuvântul Domnului tuturor celor care au nevoie și îl înțeleg mai bine în limba lor. Domnul să-i binecuvinteze, ascultăm tinerii bisericii, după care Naomi și fratele Valentin. Amin. I'm
There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. I like the English Bible. It has a title for the passage that we have today. It's called To Be Holy. Is holiness relevant today? And I wonder if holiness is reserved to a certain class of ministers, priests, because the Merriam-Webster dictionary defines holiness as total devotion, dedication to God. Is it possible for us in today's society where we have responsibilities, where we have timelines to meet, where we have duties to fulfill in our jobs, projects to complete, to be holy? The unequivocal answer is yes, it is possible. And as a matter of fact, it's not an option. Because God, through Apostle Paul, tells the Thessalonians, and not just to them, he tells us. First letter to Thessalonians, chapter 4. For this is the will of God, your sanctification. To be sanctified means to be holy. That you abstain from sexual immorality. That each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passions of lust like the Gentiles. So holiness is a commandment, and it is possible. It is attainable by the grace of God. By the power of the Holy Spirit that has been given to us, we have received the Holy Spirit. Holiness is attainable and is achievable, and we will see that Peter here complements some letter, the letter that Paul sends to the same region. So before we dig deep dive into the text, I'd like you to travel with me about 2,000 years ago. Around 60-65 AD, when these letters were written, 1st and 2nd Peter, and Paul's letter to the Galatians. And let's understand, who was this letter addressed?
Where did Peter write this letter from? What was the context? So, Brian, can you please put the map, because it's important to know. I mean, I think it's important. I like to place the Bible events in a context, in a geographical and historical context, because it connects us better to what the Word of God wants to say. I see that some people approach Bible study in the following way. And I recommend you all, do not approach a Bible study in this way. Okay, let's read the text and let's see what God's Word tells you. You know, I'm going to be blunt. I don't really care what do you think the Word of God says. What I care, first of all, it is what God says there. And then I am obligated and I have a duty to align my mind, to align my feeling, my emotions and my behavior to what the Word of God says. So, beloved, our first effort when we do a Bible study is to understand what God says in the Word. And that align our minds, put our minds in obedience to the Word of God as is revealed in the respective text. So, the letter is addressed. We don't go to any extra-biblical sources. If you read in chapter 1, a few verses before, Peter himself tells us, to those who are elect, exiles of the dispersion. This means the Jews were dispersed from Israel, from Judah, from Jerusalem, in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. All these are regions in current Turkey. Bithynia is in the north of Turkey, Galatia is kind of in the middle of Turkey, Pontus is in the west of Turkey. All the seven churches, there were actual churches in the book of Revelation, where churches, all of them, without exception, were located in Turkey. Ephesus, Thyatira, Smyrna, Sardis, Pergamos, Laodicea, Philadelphia, all the seven book of Revelation churches. So that's where Peter writes. Where does Peter write from? Again, we do not have to go to extra-biblical sources. If we turn to the same letter, to the last chapter, chapter 4, chapter 5. Chapter 5, go to me with chapter 5. At the end, Peter says, she who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings, and so does Mark, my son. By the way, I always wondered, Peter, the main apostle of Jesus, just wrote two letters, relatively small, but you should know that behind the Gospel of Mark is Peter. Mark was the person who wrote the Gospel that Peter dictated to him. It's the eyewitness accounts that Peter dictated to Mark, John Mark, and he wrote the Gospel of Mark, but behind that Gospel is Peter. So Peter, if you want to say, is the author, the indirect author of the Gospel of Mark also. So what is Babylon? When Peter says that the one, she who is in Babylon, it's a settled subject. The Babylon represented Rome. The Babylon, the old Babylonian Empire capital, was no longer. It was a little village, so it was not even part of the apostles' travels. So in the book of Revelation, the scholars, the biblical scholars, clearly indicate that when Peter talks about Babylon and when the early Christians, in early Christian literature, every Christian, when they were referring to Rome, they were referring to Rome as Babylon. So Peter is in Rome around 60-64 AD, and he writes a letter to the churches in Turkey today. Why is it important? If you notice, one of the regions there that Peter writes the letter to is Galatia. Who else wrote to the Galatians? Paul wrote to the Galatians. He wrote the epistle to the Galatians. Why is it important? If you go to the second letter of Peter, to the final part of the second letter, and we'll understand why, how is it connected to the holiness, and the holiness being a practical thing, a behavior thing, not an attitude of the mind or of the heart. God knows my heart, but my behavior can be anyway. Holiness is a behavior. People notice your holiness. People know. People can measure your holiness. Your actions say that you are reserved. Your life is dedicated to God. So, in the final words section, Peter says, and count the patience of our Lord a salvation, just as our beloved brother, Paul, also wrote to you. So, Peter writes the second Peter after Paul wrote Galatians. According to the wisdom given him,
as he does in all his letter when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to do their own destruction, as they do the other scriptures. It's wonderful. I did a little background study. These two apostles, at one point in time, when Paul was in Antioch, which is the city in Syria of today, north of Israel, he met Peter there. And Peter was dining, was having breakfast, whatever, he had a meal with the Gentiles, with the other nationalities, not the Jews. And the Jews looked down on them because they were considered and they had a spiritual pride that God elected them. And they were these Judaizers who were still in transition from understanding that God has a plan for the whole world, and they were still thinking that they are privileged in God's eyes. But Paul makes it clear that before God, there is no Jew, there is no Gentile. Everyone is the same. There is no male, female. Everyone is treated equally. Everyone is created equally. Everyone has same value. Slave or free, all of them are the same in God's eyes. There is no privilege before God's eyes. So, Peter was having dinner or having a meal with the other nationalities. And as soon as some Jews came from Jerusalem, from James, he retrieved himself, and Paul confronted him. And you read for your own information in Galatians chapter 2, verse 11. And Paul confronts him and tells him, "You're a hypocrite, Peter. So what? These Jews are coming from Jerusalem, and all of a sudden, you, who were the first one to bring a gospel to a Gentile, to a Roman centurion, Cornelius, you now retrieve yourself, and what do you think these Gentiles are talking, thinking about you? So we are second-class Christians. You are pulling away from them because these Jews are coming," and Paul confronts him very boldly. And look how Peter calls Paul. I just said, our beloved brother Paul. So there was no grudge. For me, that was amazing. It's amazing how this apostle manifested a same goal, a same mission, and when they were correcting each other, they were assimilating the correction, they were accepting the correction, and they moved on with the goal of spreading the gospel. And in their generation, the gospel reached all the corners of the Roman Empire, even beyond the Roman Empire. At that time, Romania was not a Roman colony, but Andrew made it to the seaside of Black Sea, and Thomas made it all the way to India, outside of the Roman Empire boundaries. It's amazing how the Holy Spirit put a dynamo inside their mission and empowered them and gave them a power to conquer the minds and the hearts of people from all ways of life, even in the emperor's house. At some point in Philippians, Paul mentions that the house of the emperor even received, some members of the house of the emperor received the gospel. Never underestimate the power of the gospel. We live in a society that's hostile today. Lesson for us. We live in a society that's hostile to the gospel. It becomes more and more hostile. Don't underestimate. Don't feel afraid. Don't be afraid that people mock you. Just use wisdom and gentleness and use your mind and be a faithful witness of the gospel, because the Holy Spirit is the one who turns the hearts around. Just be faithful and don't shy back. Do not turn back, do not fall back, do not be embarrassed by the gospel. So knowing all this context, that two apostles, main apostles, wrote to this region, and they were in total harmony, one lesson that I learned, so the second lesson that I learned from this is, we should not focus and take our doctrine just from a portion of the scripture. Because then, as it is today, people come to the gospel preached by Paul with the wrong understanding. Paul was very much about grace. The works of the law are no more applicable today. It's grace. And people twisted, as Peter recognizes in the letter, twist the teaching of Paul, and they say, "Oh, if it's about grace, I can live any way I want." And that's where holiness comes into play, and that's where Peter complements the gospel preached by Paul in a total harmony, all of them fulfilling God's goal to preach a gospel that creates people, citizens, children of God, eligible for the kingdom of God, a holy nation.
And let God, may God help us to become a holy people in God's kingdom. And that's the calling of the text today. Called to be holy. That's how my English Standard Version titles this passage. So, now Peter becomes practical. So let's start the text. Therefore, preparing your minds. I want to stop here. Mind has an important role in the Christian's life. Paul says, do not be conformed to the world, to this world, but by transformation of your mind, be capable, I'm paraphrasing a little bit, my memory fails me a little bit, be capable by testing to discern God's will, which is perfect, acceptable, and good. So the mind has an important role in the Christian's life. So prepare your minds for action. Why I say that? Recently, we see that people are judging sins based upon emotions. The Supreme Court made a decision recently to declare a behavior that's even medically, it's a perversion, it's very damaging to the immune system. It is the common sense of man, even if you're not a Christian, the laws of biology and medicine and natural laws tell you that there's something wrong with that behavior. But they used only emotions in that decision. In the Christian life, train your mind. Train your mind, because God speaks both to the mind and to the emotions. He speaks to the Christian mind in the creation. Its creation is available to everybody, to atheists, Muslims, Christians, to see the wonderful work of God. And the creation we approach where? In our science classes, with the mind. So prepare your minds for action. And being sober-minded, set your hope full on the grace. Our hope is in the grace of God. The grace of God is being given what we do not deserve. But is God unjust when He gives us what we do not deserve? How can God be just and at the same time graceful? Because at the cross, I want to unpack to you the meaning of the cross. Again, this is the theme of my many messages. But at the cross, God satisfies justice and mercy and grace and love. So justice and mercy don't always go together. So if God would have forgiven sin without a price, He would have been an unjust God. You agree with me? If God forgave sin without a price, He would have been an unjust God. Just like today, a judge who forgives a criminal without any payment, we say this judge is a corrupt judge. So much more God. He could not forgive sin without a price. But what's the price? And later in the text is the immeasurable value of the blood of Jesus. It's Jesus Himself. That's why Isaiah speaks the gospel in Isaiah 53 when he says He bare our iniquities. He bare God's wrath on Himself. He who did not have to die for His own sin, He died for our sins. So God's justice was manifested in Christ's death on Calvary, and God's love was manifested in the same death, because Jesus voluntarily gave His life for us so that we can be reconciled, so our sins can be overlooked by God without God being called unjust, because justice was satisfied. Jesus satisfied God's justice. So God was merciful, so God's grace was manifest together with His justice at the cross. So that's our hope, the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ when Christ will come again to establish His kingdom. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. God is holy, and that's a commandment in the Old Testament. God is holy, and He calls us to be holy. It is difficult to be holy. Oh, it's impossible to be holy in the flesh. It is impossible. It is impossible to be holy in the flesh. But God gave us the Holy Spirit, which He clarifies it a few verses before. Let's go to verse 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be, in my Bible says, to be born again. So that's why now it's possible to be holy, because we are a new creature. And according to His grace, He caused us to be born again. For a living hope, a hope that stays before us through the resurrection of Jesus Christ. We have not been born again and we've been transformed. Our lives now are capable to satisfy God's law, but our hope is even more than that.
God gives us a good behavior on this earth through the new birth. God gives us a behavior that's in total contrast to the darkness of the world. But He gave us more than that. He gave us eternal life. And that eternal life is rooted deeply in the resurrection of Jesus Christ, because if Jesus rose from the dead, we will rise from the dead too. And that's the hope. That's actually the victory, the final victory and the final chapter of our salvation. That's when our salvation is complete, when the sting of death, of sin called death, is removed. When death, which is the last curse on our human bodies that cause us to be sick and eventually cause us to die, will be removed. So our hope is in the resurrection that is in Jesus Christ. Moving through the text. So being holy is a practical matter. The key word there, I like you to notice with me. What is the key word? I'm gonna probe you a little bit. Because holiness, as I said in the beginning, is not an attitude of the heart. It's not an attitude of the mind. It's a behavior. Because the key word there is be holy in all your conduct. It's important. Be holy in your conduct. Your conduct should be radically opposite to the conduct of the world. And we'll close the message with a practical message of holiness. Because the Bible has the perfect recipe for us what it means to practically be holy. As I've said, holiness is not reserved to special ministers, pastors, preachers, priests in a cathedral or in a special church. It's reserved, it's called, we all of us are called to be holy. And it's not a recommendation, it's a commandment. It's God's will for all of us. And Peter backs this up with the text from the Old Testament, "You shall be holy, for I am holy." And I'm going to continue the text here because it's important to anchor the text in the next verses and continue the text with verse 17 through 19. "And if you call on Him as Father who judges impartially according to..." How does the Father judge? Read the word with me. "According to each one's state of heart, state of mind, emotions..." No, according to each one's deeds, according to each one's actions. So we are saved by grace, beloved. We have to understand. We cannot do anything to be saved through our own behavior. It was a grace, it was a gift from God, but that salvation is followed by radically changed actions, works, which the world around you will see, which your friends will see that you no longer swear, no longer go partying, no longer, I'm giving the typical things that teenagers or young people are involved in. You are no longer addicted to different passions, smoking, alcohol, drugs. You live a pure life, no longer sexually immoral. These are radically changes that everybody around you will see and will be amazed by God's change in your life. And I pray that God will make this the main goal of your life, to be holy and pleasant to God. So God judges impartially according to each one's deeds. So, and if you call Him Father, so if we have the courage and we are encouraged to come before the God our Father, call Him. Jesus actually told us, how shall we pray, teacher? You should pray this way, our Heavenly Father. So if we call Him Father, what does Peter tell us later? Conduct yourself with fear throughout the time of your exile. He calls our life on earth an exile. We are not citizens of this world. Yes, true, we are citizens of the United States of America. Yes, true, we are employees of different companies. Yes, true, we are enrolled in Wayne State or Michigan State University or University of Ann Arbor. We have duties, as I said in the beginning, but we are still sojourners here. We are exiles here. Our citizenship is in heaven, and that will last forever, beloved. All these social structures that we live and we are part of today, they change. I brought you back in 2,000 years ago, empires rose and fell. But one thing remains the same. The Word of God is eternal, timeless. His statutes and His commandments are the same, beloved. So they will never change. They are not contextual to the 2,000 years ago. Sin is the same. People are still in need of salvation. People are still sinners who need the Savior. And Jesus Christ stands as a monumental figure through the history, calling people to Himself. And He's using you and me to call people to Himself. We are the living Gospels. He called us to be the living Gospels. So, if we call Father, if we call God the Father, we should live a certain way. Because if we don't live a certain way, we offend Him if we call Him Father.
So we should live with fear. But what type of fear? What does that fear mean? It means a hypersensitivity to sin, beloved. Whenever we sin, we are not perfect. I am not perfect, you are not perfect. There's no news in that. So whenever something comes before us and God, our heart hurts, our mind hurts. Like David in the Old Testament, we cannot sleep. That's a sign that the Holy Spirit is raising our conscience and convicts us, and we will not have peace until we confess our sins. That's what it means to live with fear, beloved. That's what it means to be healthy, a healthy Christian. Not to be indifferent to sin and be casual about sin, but have a hypersensitivity to everything that interposes itself between you and God. Because you hurt. You cannot have peace until you confess that sin and you come and He is good and merciful and just and He will forgive. He promised that us. And then the relationship is reestablished and we have peace. So that's what He means here. Conduct yourself with fear, knowing that you were ransomed from the futile ways inheriting from your forefathers, not with perishable things like gold and silver, but what was the price? It didn't cost us anything, beloved. So I have a saying, salvation is free, but it's not cheap. Salvation is free. It didn't cost me anything. I didn't have to pay anything. But it cost God His only begotten Son, whom He sent, that whosoever believes in Him should have everlasting life and not perish. So that's what He says, Peter, further down. But you've been ransomed with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. That's how you've been ransomed. Imagine, from eternity past, Jesus sitting in the presence of God, being co-creator with God of the world seen and unseen. Imagine the glory He had, which He recognizes in His earthly life. Restore me to your previous glory, Father. He knew where He came from. In John 13, He says, Jesus, knowing that He came from the Father and He's going to go back to the Father, was capable of humbling Himself and washing the feet of the disciples. He was fully aware of His glory. Imagine that He voluntarily gave up that glory. He still had the power while He was on earth. I could call 12 legions of angels to defend me, but I didn't come here to defend myself. I came here to die. So Peter, put your sword back. So imagine that glorious Jesus came and come down, become a vulnerable human being, still having the prerogative of God, but giving them up temporarily and dying, being mocked, spit on, ridiculed by His creation, sitting on the cross and being capable to pray, Father, forgive them because they do not know what they do. This is the precious blood of Jesus by which we are saved. How can we not walk with fear before God? How can we not take holiness seriously? That's what we are called. And I'm going to close today by going to the practical application of what holiness means. There is no better text I can think of except Galatians 5, where Apostle Paul speaks about the fruit of the Spirit, because that's what holiness is. The fruit of the Spirit to be abundant in you, in total contrast with the fruit of the flesh, which he lists there. So let's close with Galatians 5. And let's pray that the Holy Spirit will take the word that we listen to tonight and will give abundant fruit as described by Paul in Galatians to the Galatian church. Same church, by the way, that Peter wrote to, the two letters. But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Galatians 5:16, then down. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident. So this is what we should not do. Paul is very clear here. Sexual immorality. He starts with that, and I'm not surprised that he starts with that, because in the Roman Empire was abundant sexual immorality, from homosexuality, pedophilia, adultery. Sounds familiar? It's the same today. So that's why he puts it first, sexual immorality. Impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy,
fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. By the way, the list is not exhaustive. Things like this, there are many. Drug abuse is not mentioned there, but that belongs in that list. That belongs in that list. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. The warning is clear. There's unequivocal. People who practice these things will not inherit the kingdom of God. Jesus said, not all those who call me Lord, Lord will enter the kingdom of God, but those who obey the commandments of my Father. It's a matter of actions. It's not a matter of just words and attitudes of the heart. God knows my heart. I live any way I want. No, it's your actions. You'll be judged by your actions. But by contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. So that's a measure. That's a standard by which we can measure ourselves. So let's make this standard, the one that we put on our hearts. Maybe we can even write it on our doorposts at home. Make it a main text, because that tells us where we stand. It's the thermometer of our holiness. It shows us how holy we are or how far away are we from the God standard. Love, peace, joy, patience, kindness, goodness. You see, the first three are internal attitudes. You have love. Love is your expression of love towards God, not just love toward one another. Love God and love your neighbor as yourself. Joy, peace, patience, patience with your neighbor, patience with your enemy. Kindness, kindness with your neighbor, kindness with your brothers, kindness with your enemies. Goodness, again, it's in relationship with your people around you, in the church, in a family. Start with your family. Continue with the church. Continue your colleagues at work, in university, at college, in high school. Goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. There is no need for any law to be passed if you live according to this command, to this fruit of the Spirit, because a person like this is a perfect citizen of an earthly kingdom and of the kingdom of God. You don't need any law to constrain you, because God wrote the law on your heart and you live it naturally, or shall I say supernaturally. May God help us and bless us, and God bless you all. Cântăreți în față, cântăm o cântare în comun, timp în care facem colecta duminicală. După cântarea aceasta se pregătește frații Bercea împreună cu fratele Ovidiu, de asemenea, care vor lăuda pe Domnul cu o cântare, iar în urma lor fanfara și corul.
Doamne, numai Tu ești minunat. Toată închinarea, toată adorarea Ție stăruiesc-o, Domnul meu. Numai Tu ești vernic, numai Tu ești veșnic, Doamne, numai Tu ești minunat. Cum să înțeleg cât i-a costat să ieși de plin al meu păcat? Cum să înțeleg cât i-a costat să ieși de plin al meu păcat? Cum să înțeleg cât i-a costat să ieși de plin al meu păcat? Stăruiesc-o, Domnul meu. Numai Tu ești vernic, numai Tu ești veșnic, Doamne, numai Tu ești minunat. Slăviți să fie Domnul! Ocupați locurile, vă rog! Așa cum spunea la început, tinerii aceștia o să cânte la convenție, acum ei practică pentru convenție, cântările acestea se vor cânta și la convenție. Să ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze, să folosească, așa cum spunea la început, și în seara aceasta și acolo. Ascultăm frații Bercea, Berci care vor lua pe Domnul cu o cântare, după care fanfara și corul. Mângâie cu fapta.
când ne rupești mântul, căci în cer nu-l va mai fi, nu-l va bate vântul. De-ai acum când e bolnav, grijă lui o șapă, căci bolnav nu va mai fi. Domnul niciodată. Iar în casa ta acum să-și aline somnul, azi e un sărac în drum, dar în el e Domnul. Azi Iisus va striga spre stele, îl cunosc și din an bun și din zilele rele. Iată anii trec s-au dus, zilele s-au scumat, fii prieten cu Iisus. Iată anii trec s-au dus, zilele s-au sfumat. Fii prieten cu Iisus, nu uita acum.
Doamne, ajută-ne să fim tari. Să, ca să fim tari, trebuie ce să facem? Să mâncăm. Și în seara aceasta ni s-a dat de mâncare, aici, în casa lui Dumnezeu. Așa spunea și dimineață, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească în continuare. S-a vorbit în limba engleză, mulți tineri aici, și m-am gândit ca să vorbim puțin și în limba noastră dulce românească. Amin? Noi trebuie să ne avem vedere unii pe alții. Trebuie să căutăm și folosul altora, nu numai al nostru, celor bătrâni care vorbim bine limba română. Însă sunt tineri care au nevoie și ei să crească, să înțeleagă. Și de aceea le vorbim în limba lor. Domnul să-i facă să înțeleagă. În calitate de păstor a bisericii, trebuie să mă îngrijesc de toți. Și de cei mici, și de cei mari, și de miei, și de oiță, și de oi mari. De fapt, asta a fost ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru, despre care s-a citit în seara aceasta. După ce a înviat din morți, Domnul Iisus Hristos, noi știm istoria lui Petru, s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, însă a plâns cu amar după aceea, după ce s-a dat seama ce a făcut, a plâns cu amar. Și Domnul Iisus Hristos a vrut să stea personal de vorbă cu el, și în Evanghelia după Ioan vedem că Domnul Iisus Hristos vorbește foarte confidențial, unul cu unul, Petru și cu Domnul Iisus Hristos. Și în această convorbire Domnul Iisus Hristos îl întreabă dacă Petre mă iubești tu mai mult decât toți ceilalți. Petru spune, da, Doamne, te iubesc. Paște mielușei mei. Se întreabă a doua oară, Petre, mă iubești tu mai mult decât, Doamne, tu toată le știi, știi că te iubesc. Paște oițele mele. Petre, mă iubești tu mai mult decât, Doamne, tu toată le știi. Paște oile mele. Și Petru a primit această însărcinare din partea Domnului Iisus Hristos ca să pască turma lui, oile lui, mielușeii, oițele. Și exact lucrul acesta îl face el în epistola aceasta care a scris-o. Epistolele acestea, Evrei, Petru 1 și 2, Iacov, a fost epistole adresate fraților evrei. Și în primul verset, Petru adresează, spune la cine adresează această epistolă. Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Prima dată Petru să identifică cine este. Nu spune, nu știu cine sunt, eu sunt din Valea Plângere, so forth, so forth, you know? Îi spune clar, Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Amen. Trebuie să ne identificăm cine suntem, ca lumea să știe cine le vorbește. Și apoi spune către cine trimite această scrisoare, și către aleșii care trăiesc ca și străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Evreii care erau în diaspora, evrei creștini care au ajuns acolo, au primit pe Hristos și acum, desigur, se confruntau cu problemele vieții de atunci și noi cu cele de acum. Apoi, în versetul 3, Petru îl binecuvântează pe Dumnezeu și spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru voi. Vedeți, oamenii aceștia treceau prin suferință, prin probleme, prin necazuri și Petru vrea ca să îi încurajeze. Îl binecuvântă pe Dumnezeu și le spune în versetul 5 că voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Încearcă să le schimbe orientul lor, să vadă mai încolo decât prin ceea ce trec astăzi, să vadă mântuirea lui Dumnezeu. Deci în ea, în această mântuire, voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Erau întristați prin anumite încercări, erau străini în primul rând, apoi erau creștini, erau opoziție din toate părțile. Însă credința, Petru le spune, căci credința voastră este încercată.
Prin toate aceste lucruri prin care voi treceți acum, prin suferință, prin necazuri, practic nu este altceva decât încercarea credinței voastre. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Fraților, credința se încearcă. Credința noastră a fiecăruia se încearcă. Multe metode are Dumnezeu prin care încearcă credința noastră. De multe ori suntem încercați atunci când nu avem job, când nu avem bani, când suntem săraci. Sărăcia este o încercare. Să vedem cum reacționăm noi atunci când suntem săraci. Ne încearcă Dumnezeu credința. Avem noi credință în El sau nu mai știm ce să credem, nu mai credem nimic, că Dumnezeu nu are grijă de noi. Dumnezeu ne lasă la încercare. Apostolul Pavel a trecut prin toate problemele vieții, a fost bogat, a fost sărac, însă în toate l-a slujit pe Dumnezeu. Dacă ne găsim în situația aceea, să nu uităm că nu este la voia întâmplării, Dumnezeu ne încearcă credința noastră. Dacă suntem bolnavi, să poate ca Dumnezeu ne încearcă credința noastră, să vadă în boală cum reacționăm noi. Ce facem? Ne pierdem nădejdea? Suntem complet deznădăjduiți? Nu mai știm de unde venim și unde mergem? Probabil că suntem well-to-do, avem bani, avem de toate și credem că suntem cineva. Dați-mi voi să vă spun că și prin bogăție ni se încearcă credința. Să vedem în bogăție ce facem. Când tu mănânci, spunea versiul unei poezii, și bei ce-ți place și faci ce vrei cu ce al tău, iar pe sărac îl lași în pace. Când n-are cu ce să se îmbrace, nu-l împrumuți pe Dumnezeu. Atunci când avem de toate, probabil ne încredem în noi înșine, uităm de Dumnezeu, credem că noi le facem, noi am rezolvat și uităm că tot ceea ce ni se dă vine de la Dumnezeu. Toate acestea sunt încercări a credinței noastre. De aceea trebuie să fim atenți și apoi în versetul 13, timpul trece așa de repede, în textul care a fost citit, în versetul 13, spune de aceea. De ce? Pentru toate aceste lucruri, pentru că treceți prin suferință, prin încercare, pentru că așteptați mântuirea lui Dumnezeu, pentru că așteptați venirea Domnului nostru Iisus Hristos, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. Doamne ajută-ne! Dumnezeu ne-a dat minte și noi trebuie să o folosim, mintea noastră. Încingeți-vă coapsele minții. Use your brain power. Dumnezeu ne-a dat putere de meditare, putere de înțelege, să căutăm să înțelegem, să folosim mintea noastră, că de aceea Dumnezeu ne-a dat-o. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji. Doamne ajută-ne să nu dormim. Timpul trece, poate ne prinde somnul. Fiți treji în biserică și în afară de biserică. Și ce să facem? În toate aceste circumstanțe ne spune: puneți-vă nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Va trece suferință, vor trece încercările, nu se va încerca credința noastră. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Ce va aduce el atunci? Va aduce mântuirea pe care noi o așteptăm. Cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos este însoțită de aducerea mântuirii. El va veni a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor care îl așteaptă, slăvit să fie numele Domnului. Încingeți-vă toate coapsele minții voastre, fiți treji, puneți-vă nădejdea. Ca niște copii ascultători. Vedeți, copiii sunt de multe feluri, nu? Ascultători și neascultători. Și nu uitați că noi suntem ce? Copii al lui Dumnezeu. Oare de care suntem? Ascultători sau neascultători? Doamne ajută-ne să fim copii ascultători. Suntem copii al lui Dumnezeu. Așa ne spune Apostolul Ioan. Vedeți voi ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui. Ce și suntem? Doamne ajută-ne ca să fim niște copii ascultători. Ca niște copii ascultători.
nu vă lăsați târâți de poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Ca și copii al lui Dumnezeu care așteptăm mântuirea Lui, venirea Domnului Iisus Hristos, ne îndeamnă Apostolul Petru în seara aceasta să nu ne lăsăm târâți. Cineva, to drag you after him, you know? De ce? De pofte. Un lucru cu care noi, toți oamenii, avem de luptat, sunt poftele. Însă nu orice fel de poftă. Biblia spune că pofta rea, poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul nostru. Să nu ne lăsăm târâți de aceste pofte. Toți, tineri, bătrâni, suntem încercați, suntem loviți, suntem confruntați în fiecare zi cu pofte și în special tineretul în vremea aceasta este mult mai greu pentru ei. Și nu se poate singuri ca să biruiască poftele și nu putem niciunul singur ca să biruim poftele. O singură metodă este dată în Scriptură prin care putem să biruim poftele și este roada Duhului Sfânt. Care rodește noi ce? Printre toate roadele Duhului Sfânt arată acolo, este o roadă care spune înfrânarea poftelor. Doamne, dă-ne această roadă a Duhului Tău, dă-ne toată roada Duhului Tău ca să locuiască în noi. De ce? Pentru că vrem să fim sfinți. Acesta este ceea ce Petru dorește. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stârți în poftele care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, slăvit să fie Domnul. Suntem chemați să fim sfinți. Sau așa ce m-am întrebat, dacă aș spune acum o întrebare, că toți sfinții să se ridice în picioare, oare cât s-ar ridica? Să zică, ia, eu sfânt. Poate că s-ar ridica unii. Și am stat și m-am gândit, și fratele spunea, ce înseamnă să fii sfânt? Una din definiție care spune ca să fii sfânt, spune ca să fii pus deoparte, pentru consacrat, pentru o lucrare. Set apart for a cause. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem cum Dumnezeu a sfințit oameni. În Vechiul Testament, preoții au fost sfințiți. M-am întrebat, a cui este lucrarea aceasta? Dumnezeu ne sfințește pe noi sau noi trebuie să ne sfințim? Amândouă. Dumnezeu ne sfințește. Domnul Iisus Hristos a rugat în Ioan 17 și ce a spus? Tată, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cine face? Dumnezeu ne sfințește prin cuvântul Lui. Dar dacă eu nu citesc cuvântul Lui, dacă nu cunosc cuvântul Lui, ce mă sfințește? Doamne, ajută-ne să citim cuvântul Tău, să medităm la cuvântul Tău, ca să ne sfințească. Această sfințire este o joint venture. O lucrare a lui Dumnezeu și a omului. Lucrează împreună aceasta, fraților. Dumnezeu ne sfințește și prin ce ne sfințește? Prin cuvântul Lui, ne sfințește prin sângele Domnului Iisus Hristos. El a trimis pe Fiul Lui, jertfa Lui a venit, s-a dat, a fost primit înaintea Tatălui și noi suntem considerați sfinți din punct de vedere al lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă la rândul nostru, noi trebuie să ne sfințim, trebuie să urmăm cuvântul lui Dumnezeu. Este o lucrare together, Dumnezeu cu omul. Noi trebuie să răspundem la cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem voință, Dumnezeu nu ne forțează pe nimeni. Domnul Iisus Hristos a spus, dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să vină după mine. Este o decizie personală a fiecăruia, ca să urmeze cuvântul lui Dumnezeu, să ajungă sfânt. Și sfânt, stai și m-am gândit, oare sfinții, vedeți, noi spunem, sfinții-s pe păreți. Sfântul Avram, Sfântul Petru, Sfântul Pavel,
Însă sfinții sunt și în biserică, nu? Apostolul Pavel spune, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la mare apostol al mărturisirii credinței voastre, adică la Hristos. Doamne ajută-ne ca să ne ațintim privirile la Hristos. Doamne ajută-ne ca să fim sfinți. Însă a fi sfânt nu înseamnă că ești un om desăvârșit. Nu. De multe ori poate așa credem că dacă e, nu, frați sfinți ăștia sunt oameni desăvârșiți care nu-i. Apostolul Pavel în Efeseni ne spune că Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, proroci, evangheliști, învățători, pentru ce? Pentru desăvârșirea cui? A sfinților, slăviți să fie Domnul. Pentru desăvârșirea noastră. Toate slujbile acestea care sunt arătate acolo sunt date ca sfinții din biserică, noi să ajungem la ce? La desăvârșire. Doamne ajută-ne ca să ne dăm toate silințele. Așa ne învață Apostolul Petru. De aceea și voi dați-vă toate silințele, tot zelul nostru, tot aportul nostru, ca să fim niște oameni sfinți și să punem toată nădejdea noastră în harul care va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă trecem prin necaz, prin boală, prin suferință, au trecut înaintașii noștri, trecem și noi, vor trece și alții după noi. Însă toate acestea ne punem toată nădejdea noastră, nu în viața aceasta. Dacă v-ați pus nădejdea, spune Apostolul Pavel, în Dumnezeu, numai pentru viața aceasta, de acum sunteți cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Nădejdea noastră este în Dumnezeu, în viața viitoare. De aceea îl slujim aici, pentru că vrem să moștenim cerul și mă rog ca Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta cu toată râvna, să trăim sfinți, să lăsăm ca acest cuvânt să ne sfințească și noi să urmăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne sfințim în fiecare zi. Este o lucrare a lui Dumnezeu cu a omului. Timpul a trecut, vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, îmi cer scuze, a rămas vreo 6 puncte de pe program în seara aceasta, cu altă ocazie o să le dăm loc, însă timpul a trecut deja. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Vreau să cerem Domnului putere de sfințire, să ne sfințim ca să putem să moștenim cerul, locul pe care Domnul Iisus Hristos a dus să-l pregătească. Cu toții mulțumim Domnului, după care am câteva anunțuri și adunarea va fi liberă. Cu toții ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta în aceste momente.